Mihai, ieri am prezentat rezultatele financiare anunțate de cele mai mari companii din tehnologie în Statele Unite, dar în mod intenționat am omis să vorbim despre Tesla. Facem asta acum, în prima parte a podcastului. La fel ca și Netflix, Tesla a publicat cifrele pentru trimestrul întâi destul de devreme în sezonul curent de raportări. Cum au venit aceștia? Cu ce date au venit ei? Imediat vorbim despre Tesla. Apropo, Adi, de sectorul de tehnologie, uite că ieri, la închiderea de aseară, indicele Nasdaq, reprezentativ pentru sectorul de tehnologie, a reușit să recâștige teritoriul pozitiv pentru anul ăsta. Deci suntem la o apreciere, cei drept mică, dar o apreciere față de finalul anului trecut. Suntem, deci, cu o apreciere pentru 2020, pentru ceea ce înseamnă în mare parte sectorul de tehnologie din Statele Unite. Și știi că noi ne-am concentrat în ultimele săptămâni, în toată criza asta, pe companii de tehnologie, pe atracția pe care o reprezintă Big Tech pentru investitori. Plecând și de la ipoteza asta că toată lichiditatea care există, plus lichiditatea care este nou creată în perioada asta de timp, va căuta niște destinații confortabile pe un viitor scurt și mediu de timp. Ori sectorul de tehnologie și, în primul rând, marile companii din acest sector bifează multe dintre criteriile a ceea ce înseamnă o destinație confortabilă de investiții. E doar o ipoteză, nu e o recomandare, este doar o idee la care ne-am uitat în perioada asta de timp. Și încet, încet piața se uită cu prudență, dar începe să arunce niște priviri acestei ipoteze și o testează deja. În regulă, apropiindu-se weekendul, hai să vorbim un pic despre mașini, începem cu Tesla. Știi că Tesla are practica asta de a raporta pe două paliere. Inițial raportează situația producției și a livrărilor Corect, da. pentru un trimestru, după care vin și cu cifrele financiare și fac lucrul ăsta destul de timpuriu într-un sezon de raportare. Așa s-a întâmplat și acum în debutul lui 2020. Ca și cifre financiare, adică pentru primul trimestru, în mod surprinzător, Tesla a arătat al treilea profit trimestrial consecutiv, pentru că analiștii se așteptau la o pierdere. E adevărat că profitul rezultat a fost destul de micuț, cam 16 milioane de dolari, dar a fost un profit. La niște venituri care de asemenea s-au situat peste așteptările analiștilor, un venit de aproape 6 miliarde de dolari în primul trimestru. Oarecare scădere față de cele 7,4 miliarde de dolari obținuți în ultimul trimestru al anului trecut, dar ceva mai mult acum în primul trimestru decât Tesla reușise în debutul anului trecut. Pentru că în primul trimestru al anului trecut au reușit să încaseze 4,5 miliarde de dolari și 6 miliarde aproape acum. Totuși, la nivel de free cash flow, acesta a ieșit negativ, destul de măricel, undeva la aproape 900 de milioane de dolari, chiar dacă ne amintim cu ocazia precedentelor rezultate financiare trimestriale, Tesla anticipa o postură de free cash flow pozitiv, cei drept pentru întregul an 2020, nu neapărat pentru primul trimestru. Ce s-a întâmplat, Adi, acum în debut de an, în primul trimestru cu Tesla? A fost primul trimestru în care noua unitate de producție din China, cea din Shanghai, a fost operațională și, de asemenea, primul trimestru de producție și livrări pentru Model Y. La începutul lunii aprilie, Tesla indicase că în primul trimestru a produs peste 100.000 de autovehicule și a livrat aproximativ 88.400 de autovehicule, marcând astfel cea mai bună performanță trimestrială din istoria companiei. Un alt eveniment important de această dată pentru piața de atragere a finanțării, pentru că știi că la un moment dat Elon Musk spunea că Tesla nu are nevoie de bani suplimentari și totuși Tesla a solicitat și a reușit să atragă 2 miliarde de dolari printr-o emisiune de acțiuni la mijlocul lunii februarie,
repet, chiar dacă promiseze să nu fac acest lucru cu doar 2 săptămâni în urmă. Da. Mihai, apropo de model Y, într-adevăr am, din ce urmăresc și pe, și pe YouTube diverse review-uri, înțeleg că e destul de atractivă pentru pasionații de mașini electrice. Totuși, cum stă situația producției, apropo de acest nou model, și care e situația livrărilor în momentul de față? Da, păi știi că unitățile de producție principale pentru Tesla au fost practic oprite sau au lucrat la capacitate minimă încă din 24 martie. Mă refer la unitatea din Fremont, din California. Producția de baterii, de asemenea, a fost suspendată la fabricile din Reno, cea care este în Nevada, și Buffalo, în New York. Însă aceste unități sunt gradual repornite, chiar dacă nu lucrează deocamdată la capacitate maximă. Și totuși, în ciuda acestor întreruperi, Tesla a fost și este capabilă să vândă și să livreze autovehicule și chiar să asigure service pe tot teritoriul Statelor Unite cu un contact uman minim. În China, noua unitate de producție din Shanghai și-a întrerupt activitatea pentru numai aproape 2 săptămâni în februarie. Ok, nu mi se pare, adică cel puțin în China n-a fost foarte mult, nu, întrerupt activitatea. Drept urmare, Mihai, care este estimarea pentru trimestrul curent și pentru restul anului, dacă există așa ceva? Uh-huh. Tu spui foarte bine ceea ce spui, Adi, pentru că Tesla nu a avut foarte mult de suferit cu ceea ce înseamnă producție în China și situația asta ai mai văzut-o recent într-o altă parte, la Apple. Adică pe partea de producție, probabil că întreruperile au fost ceva mai de durată la Apple în China, însă pe partea de vânzare, magazinele acolo nu au stat foarte, foarte mult timp închise. Adică în momentul de față, Apple are toate magazinele din China deschise. Mm-hmm. Da? Corect. Și chiar și o locație în Coreea de Sud. Dar tot ce înseamnă vânzări fizice în China, din câte știu eu, pentru Apple este deschis în momentul de față. În ceea ce privește estimări, în mod oficial Tesla refuză deocamdată să facă estimări pe termen scurt în privința profitului net și a free cash flow-ului, dar, spune Tesla, compania va încerca să oferă o anticipare despre restul acestui an cu ocazia publicării rezultatelor pentru cel de-al doilea trimestru. Deocamdată sunt vehiculate mai multe date pentru acel set de raportări. Se vorbește fie despre 22 sau 24 sau 29 iulie. În orice caz, va fi la sfârșitul lunii iulie. Tesla așteaptă ca producția pentru Model Y, Model Y în Fremont și pentru modelul 3 în Shanghai să crească gradual pe parcursul acestui trimestru. Deja producția și livrările pentru Model Y depășesc așteptările, totuși oarecare decepție pentru modelul semi, pentru camion practic, pentru truck. Primele livrări estimate să aibă loc în 2021, chiar dacă inițial anticiparea era că livrările pot fi începute în 2020. E bine, în ianuarie, Tesla estima că numărul de autovehicule care urmează să fie livrate în 2020, deci acum în acest an, va depăși 500.000. Să știi că compania nu a retras și nici nu a actualizat această estimare cu ocazia celui mai recent update operațional pe care l-a oferit în martie. Deci, deocamdată, ipoteza de lucru continuă să fie cea, în mod oficial, de peste 500.000 de autovehicule Tesla livrate în 2020. În trimestrul 1, cum spuneam, Tesla a produs peste 100.000, mi se pare 102.000 și ceva de autovehicule, a livrat doar 88.400, deci apare acea diferență de peste 14.000 de autovehicule care nu au fost livrate, o diferență care ar putea fi reportată eventual pentru trimestrul curent, premisă teoretic, nu știm dacă și practic, dar teoretic favorabilă pentru costuri și pentru free cash flow. Bine, după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru, analiștii și-au mai actualizat din estimări. Vedeam că estimarea de venit pentru 2020, pentru întregul an, este de un pic peste 27 de miliarde de dolari, iar asta ar marca o creștere de 4,4% a vânzărilor față de anul trecut.
Da, cam asta în privința estimărilor, așa, la nivel global, vânzări, livrări, rezultate financiare pentru Tesla 2020. Da, corect. Bănuiesc că și compania de asta așteaptă Q2-ul după să vedem exact cum merg lucrurile până atunci, ca să putem face niște estimări mai apropiate, să spunem, ce ar putea să fie. Absolut. Adi, o să te întrerup un pic, pentru că mi-am adus aminte de ceva. Noi am promis tot acum recent că o să facem niște recomandări de filme, documentare, chestii pe care le vedem, le citim și care ni se par interesante, da, vis-a-vis de subiectele pe care le discutăm. Uite că pentru Tesla, eu fac această recomandare. Jim Chanos a fost la CNBC acum vreo 3 sau 4 săptămâni, a fost un interviu lung de aproape o oră, foarte, foarte interesant. Știu ce o să spună mare parte din lumea care ne urmărește. Tipul ăsta care și-a făcut un gen de menire eternă din a shorta Tesla și caută niște deprecieri masive pentru Tesla. Pentru că știi că Jim Chanos, agenda principală pentru Jim Chanos este de a identifica companii vulnerabile și de a le vinde, de a le vinde în lipsă, de a le shorta. E bine, să știi că în acest interviu lung de aproape o oră, Jim Chanos are niște puncte de vedere alternative față de consens, dar foarte interesante, nu doar despre Tesla și sectorul auto, ci și despre bănci, despre sectorul de energie, despre bursa americană în ansamblu. Chiar dacă noi am putea avea o altă viziune, hai să spunem, mult mai optimistă și despre bursă și despre Tesla și despre sectoarele astea, tot aș investi o oră din viață pentru a-l asculta pe Jim Chanos, da? Într-un interviu telefonic. Foarte, foarte interesant acest interviu. O să punem un link către înregistrare, da, în descrierea acestui podcast. Sigur. Mihai, cum spuneam, hai să trecem și la un alt subiect care cred că pe noi cel puțin ne apasă destul de mult, și anume faptul că weekendurile astea de la am stat acasă ar fi trebuit să ne uităm la Formula 1, dar din păcate competițiile sportive s-au anulat sau amânat. Drept urmare, putem vedea doar curse virtuale cu diversi piloți din viața reală, dar am văzut recent o știre pe pagina de Instagram a Formulei 1 că până și Agüero de la Manchester City va participa. În condițiile acestea, ce vești avem despre Ferrari, Mihai? Cum afectează pandemia cel mai popular producător auto italian și una dintre producătorul consacrat în Formula 1. Consacrat în Formula 1 fără niciun succes notabil în ultimii 10 ani în Formula 1. Știi că ăsta e un subiect destul de dureros, cel puțin pentru mine. Într-adevăr, weekendul ăsta cred că ar fi trebuit să aibă loc cursa de la Barcelona și peste vreo două săptămâni, cam așa, Monaco. Suntem în luna mai, era debutul sezonului european. De obicei, Europa începea cu Barcelona. Da, din păcate nu vom avea foarte multe curse anul ăsta. Știi că noi intenționam să formăm un grup mai extins în Tradeville, să mergem la Budapesta, la Hungaroring. Corect, da. La începutul lui august. Nu știu cât de valabilă mai este informația asta, deși să știi că pe Google în continuare cursa de la Hungaroring nu pare a fi fost anulată cu totul, ci doar amânată. Adică nu este deocamdată decis statusul acestei curse, cel puțin dacă este să consultăm Google. Formula 1. Uite că venim cu a doua recomandare în podcastul de astăzi. Dacă tot competiția este întreruptă și apropo, Adi, se pare totuși că va exista cel puțin o cursă, pentru că înțeleg că cea din Austria de pe 5 iulie se va ține chiar dacă fără spectatori. Totuși va exista o încercare de a ține Austria pe 5 iulie și chiar și Silverstone în Marea Britanie o săptămână sau două săptămâni probabil după cursa din Austria. Însă Formula 1 pe canalul de YouTube a avut această idee absolut genială de a pune recent, de a începe să posteze înregistrări integrale ale celor mai interesante curse de Formula 1 din istoria competiției. În formatul original, cu comentariile originale,
Și uite, facem această recomandare. Cel mai recent Formula 1 a postat cursa din 1982 de la Monaco. O cursă în care este foarte posibil să te apropii de un atac de cord. E fabuloasă acea cursă și mai ales că unul dintre comentatori este James Hunt, îl știi pe Hunt din Rush, din filmul rivalității celebre dintre Niki Lauda și James Hunt. James Hunt este unul dintre cei care comentează cursa. Pentru 2 ore și un pic poți revedea această cursă din 1982 de la Monaco. Repet, cel puțin a doua jumătate a cursei este absolut incredibilă. Felicitări Formula 1 pentru ideea asta pe care nu știu să o mai fi avut în ultimii ani. În privința Ferrari, Adi, Ferrari, dacă te uiți un pic la rezultatele financiare și la cum s-a comportat Ferrari în primul trimestru, ai spune că este mai degrabă o companie de tehnologie gen Apple sau Amazon sau Microsoft și că nu are absolut nimic în comun cu sectorul auto, nici măcar cu Tesla. Și o să-ți dau câteva cifre care probează această idee. Uite, îți poți imagina că în primul trimestru Ferrari a livrat 2738 de autovehicule. Asta înseamnă în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut? Nu m-aș fi gândit, sincer. Deci Ferrari a vândut cu 5% mai multe mașini decât în primul trimestru din 2019, când nu aveam pandemia asta pe cap. Veniturile au scăzut într-adevăr marginal cu 1%, dar la 932 de milioane de dolari au sosit totuși peste așteptările analiștilor. Am avut un profit de net de 166 de milioane de euro. Aici, într-adevăr, s-a resimțit o scădere de 8% față de aceeași perioadă anului trecut, dar gândește-te un pic, Adi, sunt economii importante din lumea asta care au scăzut cu mai mult de 8% în primul trimestru. Categoric. Ferrari doar 8%. Au încheiat primul trimestru chiar și cu un free cash flow pozitiv, o performanță pe care, de pildă, Tesla nu a reușit-o. Într-adevăr, un free cash flow minuscul, doar 89 de milioane de euro, însă în linia în ceea ce reușeau la nivel trimestrial anul trecut, pentru că în 2019 free cash flow-ul total pentru Ferrari a fost de 249 de milioane de euro. Estimările oficiale pentru 2020 s-au mai calmat un pic, sunt ceva mai conservatoare, este anticipat un venit total undeva de până în 3,6 miliarde de euro și un EBITDA ajustat, deci o măsură a profitabilității, de 1,2 miliarde de euro. Și acum cifrele cu adevărat interesante. Acum câteva zile, la peste 30 de miliarde de dolari ca și valoare de piață, Ferrari a depășit Ford, a depășit General Motors și, atenție, Adi, a depășit chiar și Fiat Chrysler. Okay. Știi că IPO-ul din 2015 al Ferrari a fost, de fapt, un spin-off din Fiat. Fiat valorează 13 miliarde de dolari, iar Ferrari valorează o dată și jumătate peste Fiat Chrysler în acest moment. Ca și performanța de piață în acest an, Ferrari a pierdut. Există o depreciere, un declin la Ferrari de 5%, dar asta în timp ce Ford și GM au pierdut 48% și respectiv 39%. Apropo, Fiat Chrysler, un declin substanțial la rândul său de 44% în 2020. Explicabil cumva pentru faptul că GM, Ford, chiar și Fiat Chrysler sunt mult mai conectați la piața auto din Statele Unite, ori aici în aprilie am avut un RIP anualizat, e o cifră anualizată, 8,6 milioane de autovehicule vândute în aprilie în Statele Unite. 8,6 milioane, Adi, înseamnă cea mai mică cifră după 1980, marchează un declin de 48% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci performanța pe bursă în 2020... Este pentru producătorii tradiționali americani, e cumva comparabilă cu declinul pieței auto. Chiar și așa, îți pui niște întrebări, Adi, pentru că tot este ciudat. Ferrari e perceput ca fiind teoretic mai ciclic decât producătorii auto americani. Adică totuși, Ferrari vinde niște mașini de la 250.000 de dolari undeva spre 2-3 milioane de dolari.
Dar asta este un gen de lecție, un gen de reflexie și poate și un gen de revelație față de perioada pe care o parcurgem acum. Adică poate că nici recesiunea nu mai e ce a fost, sau poate că recesiunea afectează în mod discriminatoriu anumite categorii de oameni, în special categoriile de oameni care nu vor fi clienți Ferrari. Adică noi am început acest podcast cu faptul că indicele Nasdaq e în teritoriu pozitiv pentru anul ăsta. Cum crezi că a evoluat averea lui Jeff Bezos? Probabil că, nu? Exact, cum crezi că a evoluat averea lui Hastings, CEO-ul de la Netflix? Cum crezi că a evoluat averea unor oameni care s-au convins că este bine să investești pe bursă și să ai asset-uri? E bine, asset-urile astea și investițiile pe bursă nu stau chiar dramatic în momentul ăsta față de finalul anului trecut. E bine, ăștia sunt până la urmă clienți potențiali Ferrari și probabil că acea pătură de sus, pătură super elitistă din punct de vedere financiar, continuă să aibă bani, continuă să cheltuiască pe chestii super scumpe. Și atunci poate că scenariul ăsta explică de ce, mă rog, în mod parțial, de ce Ferrari s-a comportat atât de bine în primul trimestru al acestui an. Noi mai facem acest podcast dintr-un motiv, Adi, chiar astăzi Ferrari repornește la capacitate maximă producția la cele două unități din Maranello și Modena. Deci cele două fabrici legendare Ferrari din Italia pornesc chiar astăzi, ele fuseseră închise la mijlocul lunii martie. Și hai să ne concentrăm un pic pe 2019. Într-adevăr, noi nu am avut vreo pandemie în 2019, n-am avut cine știe ce șoc macro. Dar hai să vorbim un pic despre performanța Ferrari într-un an bun. În 2019 a vândut pentru prima oară în istorie peste 10.000 de autovehicule, mai exact 10.131 de mașini, au obținut venituri de 3,77 de miliarde de euro, în creștere cu 10% față de anul precedent. Europa, Orientul Mijlociu și Africa au fost cele mai performante regiuni din perspectiva vânzărilor, cu oarecare contracție în America de Nord și în America de Sud. Hai să spun ceva super interesant, Adi. Ferrari a încasat un profit de peste 94.000 de dolari pentru fiecare autovehicul pe care l-a vândut în 2019. Cu marjă mare, mă gândesc, nu? Imens, cu o marjă operațională de 23%. Acum, știi care e marja operațională în industria asta, în sectorul auto? Cred că foarte mică, nu? Undeva spre 4 sau 5%. E bine, marja la Ferrari e 23%. E o marjă care deja pune Ferrari într-o ligă din care ar face parte de pildă Apple. Ca și marjă de profit. Ca să reușească aceeași performanță, BMW ar trebui să vândă 30 de autovehicule. Deci pentru fiecare autovehicul Ferrari, BMW ar trebui să vândă 30. Volkswagen ar trebui să vândă 56, Mercedes 67, Ford 908 de autovehicule, iar Nissan 928. Repet, pentru a egala performanța de profitabilitate a unui singur autovehicul Ferrari. Ferrari a flirtat în anii ăștia de după listarea din 2015 și cu o oarecare poetică de dividend. Hai să spunem că nu, dacă ar fi să cumperi și să investești în Ferrari, nu cred că ai face-o pentru dividende. În niciun caz. Și totuși, în aprilie, valoarea dividendului a fost crescută cu 10%. Și chiar pe 5 mai, deci foarte, foarte recent, Ferrari a plătit un dividend de 1,13 dolari pe acțiune. Plata totală a dividendului s-a ridicat la 210 milioane de euro, iar randamentul dividendului e undeva la 0,8%. Într-adevăr, mică, mult mai mică decât a indicelui S&P 500. Randamentul dividendului la Ferrari e cam pe unde este dobânda obligațiunilor guvernamentale americane. Bine, na, e o comparație așa de fun. Nu e foarte relevantă din punct de vedere financiar. Da. Incredibilă performanța celor de la Ferrari. Și o să încheiem cu
Ultimul lucru interesant al acestui podcast. Să știi că am citit, cum să-i spun, raportul, literatura de raportare, toată biblioteca pe care a pus-o la dispoziție Ferrari în privința cifrelor financiare pentru primul trimestru, o să fiu uimit. Ei aruncă vina pe oprirea Formula 1, oprirea competiției, pentru multe dintre capitolele unde au decepționat așteptările. Dar hai să fim serioși, privind aceste rezultate în mod global, ție chiar îți se pare că la Ferrari Formula 1 contează atât de mult? Nu, adică absolut deloc nu. E adevărat că iau... De 23% nu m-aș uita. Da, e adevărat că primul trimestru cred că ar fi incorporat doar două curse, cred că cea din Australia și pe cea din China, parcă. Deci Formula 1 n-ar fi început chiar la în debutul lunii ianuarie, ar fi început undeva în martie. Deci un impact nu foarte mare pe primul trimestru, dar chiar și așa, mie mi se pare că vis-a-vis de decepțiile pe care le-a suferit în Formula 1 Ferrari în ultimii 10 ani, performanța financiară și la bursă, să ai o companie care ultraciclică și șchiopătează, ca să nu zic mai rău, în Formula 1 și acțiunea să se tripleze din 2015 până acum, mi se pare că e mai multă awareness în Formula 1, e o miză mult mai puțin importantă și din nou Mercedes probabil că și-ar fi dorit să schimbe rolurile, adică să fie pe locul 2 tot timpul în Formula 1, dar să fie cotată la unui maxim record la Frankfurt. Din păcate pentru Mercedes. E fix invers. Exact invers. Mersi mult de tot, Adi. Sper să ne mai întâlnim la podcast. La birou? Și la birou. Nu știu când. Și la birou, dar și în înregistrări care trec un pic de FED, de Banca Centrală Europeană, de dobânzi și de Donald Trump, pentru că sunt subiecte mult, mult mai fun pe bursă chiar și în perioada asta.